În cadrul campionatului județean de fotbal Seria Nord, zona Reghin, stejarul Gurghiu este în continuare lider după 19 etape disputate. Iată acum și rezultatele înregistrate în ultima etapă. Ogorul Ideciu de Sus, Viitorul Aluniș 2-5, Forestierul Lunca Bradului, Mureșul Băleni 1-3, Zorile Luieriu a pierdut în fața echipei stejarul Gurghiu cu 0-4, Viitorul Jabenița a dispus de Viitorul Lunca Mureșului cu 5-2, Gloria Goreni, Valpet Ideciu de Jos 8-2, Cetatea Brâncovenești, Gliga Companies Reghin 2-6. În clasament conduce în continuare stejarul Gurghiu cu 50 de puncte, iar echipa din Reghin rămâne pe poziția secundă cu 43 de puncte acumulate. Poziția a treia aparține deocamdată celor de la Mureșul Vălenii de Mureș.